Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din aceste cărți. Care mai este energia voastră, a fiecăruia dintre voi? Ce mai simte persoana ta? Ce mai gândește aceasta când vine în relație cu tine? Despre tine sau despre acest parteneriat dintre voi doi. Să vedem prima carte, dragii mei. Această carte, iată, este Valetul de Bâte. Cartea vorbește despre extraordinar de multă atracție care este între voi doi în aceste momente. Se pare că, având în vedere aceste câteva zile libere pe care le-am avut cu toții în această perioadă, iată, ați petrecut mai mult timp împreună, poate unii dintre voi, alții tot la depărtare, dar cu mai multe mesaje între voi. Și cu această ocazie văd că v-ați spus foarte multe adevăruri, v-ați împărtășit multe sentimente bune, multe sentimente pozitive, sentimente de iubire, de dragoste reciprocă, și ați ajuns la niște concluzii în ceea ce vă privește, și anume că doriți să mergeți înainte în această relație, că vă doriți mai mult de la viața amândoi, că poate unii dintre voi sunteți pregătiți pentru pasul următor în acest parteneriat al vostru. Văd că pasiunea este la ea acasă când vine vorba de relația voastră. Amândoi priviți cu încântare spre, și cu încredere spre viitor. Sunteți convinși că ceea ce va veni pentru voi va fi nemaipomenit. Și văd că această persoană a ta, dragul meu sau draga mea, vine spre tine cu ceva neașteptat. Pentru unele dintre voi, doamnelor, domnișoarelor, vine cu o propunere, aceia care nu sunteți căsătoriți, vine cu propunerea de a vă lua în căsătorie, a vă cere în căsătorie, de a vă logodi în perioada imediat următoare, de ce nu... Pentru alții dintre voi vin propuneri de a face un copil împreună sau poate propunerea de a vă muta împreună, ceea ce vă va bucura peste măsură. Aproape că nici nu v-ați fi dorit altceva mai bun pentru voi. Următoarea carte, dragii mei, iată, este Cinciul de Cupe. Această carte... vorbește despre multele șanse pe care le-ați avut deja în relație și pe care le-ați ratat din anumite motive. Poate că unii dintre voi nu ați fost foarte pe fază la momentul respectiv sau poate că nu ați avut puterea la momentele acelea de a face schimbările care se cereau în viețile voastre. Dar iată că destinul vine și vă oferă alte noi șanse în această poveste de dragoste pe care o trăiți amândoi. Și una dintre aceste șanse este dorința acestei persoane ale voastre de a veni spre voi și de a vă găsi într-o ipostază de așteptare, ca să spun așa, așteptarea acestei persoane dragi pentru a trăi împreună momente unice, momente de calitate pe care să le imortalizați unii dintre voi. Văd aici că vă găsiți mulți dintre voi în momente de sărbătoare, cu toții suntem în aceste momente de sărbătoare. Iată că astăzi, 2 decembrie, deja sărbătoarea a trecut, am putea spune, a fost Sfântul Andrei, a fost 1 decembrie, am petrecut cu toții, ați petrecut și voi. Atât în relație cât și singuri, cei care sunteți încă singuri și v-ați simțit bine, v-ați relaxat foarte mult
și acum vă simțiți împrospătați, aș putea spune. Următoarea carte, dragii mei, iată, este un opt de bâte. Aceasta arată faptul că... Cer scuze. Că imediat în perioada următoare vor veni vești neașteptate pentru voi, vești pe care poate unii dintre voi le așteptați, poate alții mai puțin, dar care vă vor bucura extraordinar de mult. În acest sens, văd că persoana voastră vă va trimite niște mesaje în care vă va spune că este pregătită să vină la voi, să mai petreceți încă ceva timp împreună, sau poate că vrea să rezolve niște probleme și vine în țară, unde va fi mult mai aproape de voi. Da, de asemenea văd că unii dintre voi este posibil să primiți și niște cadouri din străinătate, poate de la rude apropiate, poate soțul vostru este plecat sau poate aveți copii plecați, fiul, fiica, iar aceștia vă trimit niște pachete cu lucruri de care veți avea foarte mare folosință în casă și pe care vi le doreați foarte mult pentru voi. Da. Următoarea carte, dragii mei, iată, este Cavalerul de Monede. Această carte vine să vă regăsească în acest moment de sărbătoare pentru unii, pentru alții doar un moment de destindere, de relaxare pe care îl aveți până când vă veți întoarce din nou la muncă. Și această persoană văd că a voastră, văd că este foarte pregătită să vină la voi cu o ofertă, cu o propunere care, după cum am spus și mai devreme, poate fi una extrem de serioasă și extrem de tentantă pentru voi. În primul rând, va dori să vă spună că vrea să-și întemeieze o familie alături de voi. Iar pe dumneavoastră vă va găsi această veste foarte într-o stare foarte mare, de foarte mare bucurie. Pentru că ce poți simți în acest moment când cineva îți spune așa ceva decât mare bucurie și fericire și o mare împlinire. Despre asta este vorba în viața ta acum, despre faptul că vin schimbări minunate și fericite pentru tine și te vei transforma foarte mult în perioada care urmează pentru tine, pentru voi, în relație. Următoarea carte, dragii mei, iată, este Luna din Arcana Majoră. Aceasta vorbește despre visul vostru. Este un vis pe care vi l-ați clădit încă din momentul în care v-ați întâlnit, pentru că de atunci încă ați văzut cât de mult vă placeți și ați început să vă împărtășiți aceste vise pe care le aveați chiar și înainte de a vă cunoaște. Acel vis cel mai mare era să vă faceți o familie, să vă faceți să vă întemeiați un cămin alături de o persoană foarte dragă, așa cum se dovedește aceasta în acest moment al vieții voastre. Și iată că visul vostru se împlinește în sfârșit. Pe de altă parte, văd că este momentul în care să împărtășiți unul cu altul anumite secrete pe care le-ați ținut unul față de celălalt până acum. Este posibil ca până acum să fi considerat că anumite lucruri nu puteau fi dezvăluite, dar iată că a sosit momentul să le dezvăluiți persoanei dragi și acest lucru vă va face cinste. Pentru că persoana voastră va fi foarte recunoscătoare pentru acest lucru și va fi foarte înțelegătoare de asemenea pentru secretul vostru. În acest sens, văd că se va arăta foarte apropiat, foarte apropiată de tine și îți va promite și de acum înainte loialitate față de tine, pentru că o meriți, o meritați.
Și următoarea carte, dragii mei, iată că este un 8 de săbii. Atenție, această carte aduce în prim plan un blocaj al unora dintre voi, dragilor. Se pare că simțiți acest blocaj în viața voastră ca urmare a unor evenimente neprevăzute pentru voi sau poate că anumite persoane au intervenit între voi în aceste momente și v-au spus anumite lucruri despre persoana voastră, lucruri pe care voi o să le verificați cât de curând veți putea. Unele lucruri poate că nu vreți să le credeți, dar este posibil să fie adevărate despre persoana voastră. Însă acest lucru nu vă va împiedica să mergeți înainte în relație. Este doar un mic blocaj, o mică pauză, să zic așa, pentru unii dintre voi, înainte de a vă continua drumul alături de această persoană spre o perioadă extrem de fericită în viața voastră. Următoarea carte, dragii mei, iată, este Magicianul alături de Valetul de Bâte. Se pare că sunteți cât foarte pregătiți să faceți acele schimbări în viața voastră pe care v-ați dorit atâta timp să le faceți. Aveți toate atributele necesare de a face absolut tot ce vă doriți în viața voastră acum. Unii dintre voi văd că vreți să aduceți aceste schimbări în familia voastră, vreți să prezentați această persoană în sfârșit familiei voastre, pentru că simțiți cu toții cât de aproape sunt schimbările pe viață pe care le doriți pentru voi, pentru relația voastră. Și atunci, da, este cazul ca în sfârșit să faceți și această cunoștință a persoanei voastre cu membrii familiei. Acest lucru va fi foarte de bun augur pentru că ai voștri văd că se vor bucura de faptul că familia voastră se va mări în sfârșit. Așteptau de mult acest eveniment să se întâmple. De asemenea, văd că pentru unii dintre voi veți lua decizii hotărătoare în ceea ce privește numărul membrilor familiei voastre, adică veți hotărâ să faceți un copil în anul care urmează. Și acest lucru va aduce o energie extrem de pozitivă pentru voi, dragilor. Următoarea carte, iată, este Regele de Cupe, alături de acest 5 de cupe. Se pare că această relație vine cu extrem de multă stabilitate la pachet pentru voi, pentru acest cuplu pe care îl formați împreună. Veți avea tot ceea ce vă doriți în cuplu. Nimic nu vă va lipsi, veți munci, bineînțeles, pentru tot ceea ce aveți, exact cum ați făcut și până acum și mai ales nu vă veți uita sarcinile pe care le aveți de îndeplinit zilnic față de voi, față de ceilalți, față de familie. De asemenea, văd aici că este posibil să fie cineva în familia voastră care este foarte darnic cu voi. Și în momentul în care va afla de această dorință voastră de a vă căsători, de a vă uni destinele cu persoana dragă, această persoană va fi foarte darnică cu voi. Probabil că va dori să vă facă un dar de nuntă. Un dar de nuntă de pe acum care va fi foarte, foarte benefic pentru voi, pentru că va fi foarte îndestulător, așa. Vor fi foarte mulți bani. Să vedem mai departe, dragii mei, iată avem aici Regele de Bâte alături de acest 8 de bâte. Iată că pasiunea, după cum am spus, este la ea acasă când vorbim de această relație a voastră. Totul se petrece conform planurilor. Veți face și un drum împreună, o călătorie, poate că veți petrece câteva zile la munte, într-un peisaj de vis, poate în țară sau poate și în străinătate, iar această ocazie de a face acest drum împreună va prilejui o anumită aprofundare a relației voastre, având în vedere că veți pleca împreună la acest drum.
Da. Oricum ar fi, se pare că va fi foarte multă patimă între voi doi în această perioadă. Foarte multă atracție. Următoarea carte, dragii mei, este un doi de pentagrame alături de cavalerul de monede. Văd aici că unii dintre voi aveți de ales între două șanse care se manifestă în viața voastră acum la iubire. Se pare că cineva vă mai dă târcoale în afară de această persoană a voastră cu care vorbiți foarte mult, cu care colaborați foarte mult în această perioadă. Mai este o persoană interesată de voi, care este mai aproape de voi și pe care o știți probabil de mai multă vreme, dar față de care dumneavoastră nu aveți nicio implicare sentimentală, nu simțiți mai nimic. Însă această persoană se pare că este foarte încăpățânată și vrea să se apropie din ce în ce mai mult de voi. Iar atunci, și în acest moment, se pare că vă încurcă așa puțin sau vrea să vă dea planurile peste cap când vine vorba de apropierea voastră de persoana voastră. De asemenea, văd că unii dintre voi este posibil să alegeți în această perioadă între muncă, între carieră și persoana voastră și mulți veți înclina să alegeți această persoană pentru că veți trage concluzia că este unică această persoană, că nu trebuie ratat acest moment de a fi întâlnit această persoană în viața voastră și că nu veți mai întâlni un moment similar în viitorul vostru apropiat. Așadar, vreți să profitați de ocazie. Următoarea carte, dragii mei, iată, este valetul de pentagrame alături de luna. Se pare că visul. Da, văd aici că sunteți într-un moment de zile mari în viața voastră, un moment în care visul vostru se împlinește. Sunteți foarte pasibili de a face gesturi romantice unul față de celălalt. Văd că persoana voastră este foarte hotărâtă să vină spre voi să vă recite anumite poezii sau să vă cânte o anumită melodie, să vă fredoneze această melodie pe care o cunoaște foarte bine și care este ceva de dragoste. Vrea să-și declare foarte clar sentimentele pe care le are vis-a-vis de tine. Vrea să sporească această atracție care este oricum între voi și să aducă între voi doar momente de relaxare, de pace și de bucurie. Și mai avem nevoie de încă o carte. Da, iată că avem aici Împărăteasa, dragilor, alături de acest 8 de săbii. Văd că în ciuda blocajului pe care l-ați simțit de curând în viața voastră, în ciuda acestui resentiment pe care l-ați avut poate față de o persoană care a fost în viața voastră și care nu mai este, poate că unii dintre voi aveți anumite păreri de rău în legătură cu o poveste care s-a terminat trist între voi și o anumită persoană. Dar nu este cazul să mai priviți spre trecut, dragilor, când vă este atât de bine. Și iată că această carte a împărătesei anunță această abundență în viața voastră, abundență de emoții pozitive, de emoții care vă fac să trăiți viața la maxim și abundență și la propriu, pentru că vă bucurați de foarte multe lucruri care vin pur și simplu în viața voastră ca o avalanșă să vă facă fericiți. De asemenea, văd că pentru aceia dintre voi care își doresc să aibă un copil în perioada următoare, acest lucru va fi foarte probabil că se va întâmpla pentru voi, dragilor, pentru că văd că nivelul de fertilitate al fiecăruia dintre voi este la cote foarte înalte. Așadar, puteți să treceți la treabă pentru că astrele și cărțile sunt favorabile în ceea ce vă privește. Să vedem mai departe încă o carte din partea oracolului. Iată că această carte a venit pentru voi. Este exprimă-ți iubirea. Mergi mai departe și fă gestul romantic față de persoana ta.
Cu alte cuvinte, dragul meu sau draga mea, nu te mai reține din a-ți exprima dragostea pe care o simți față de persoana ta, pentru că această persoană este posibil ca să aștepte exact acest gest din partea ta și probabil că de acest gest al tău depinde următorul pas pe care îl va face aceasta în viața amândorora. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc mult de vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!